Medicii de la secțiile de urgență ale spitalelor din Valea Jiului spun că sărbătorile pascale din acest an au fost mult mai liniștite decât cele din anii anteriori. Mai exact, numărul pacienților care le-au trecut pragul a fost mai redus, semn că și oamenii au devenit poate ceva mai cumpătați în ceea ce privește mâncarea și mai ales băutura. Singurul eveniment mai grav a fost un accident de mașină. Au fost doar câteva persoane cu indigestii, cei care aveau afecțiuni biliare. De asemenea, am avut câteva persoane cu hipertensiuni, cu angine pectorale, datorate fie faptului că nu și-au luat medicația prescrisă, fie timpului, condițiile meteo care s-au schimbat. De asemenea, am avut și persoane care au prezentat entorse, fracturi, luxații. Am avut de asemenea și o patologie ortopedică, fracturi, datorate accidentelor de circulație. Una dintre victime a fost trimisă chiar la Timișoara cu elicopterul, prezentând o stare gravă. În rest, a fost un an liniștit. La reducerea numărului de pacienți ajuns la urgență, pe lângă cumpătare, după cum susțin medicii, ar mai putea fi trecute și alte două cauze. Este vorba despre vremea mohorâtă abătută în zilele de Paște asupra Văii Jiului, dar în special de lipsa banilor necesari achiziționării de alimente sau băuturi.